Mafia gunoaielor a fost astăzi zgâlțită din temelii. Procurorii DIICOT au făcut percheziții la peste 40 de adrese din 5 județe și i-au săltat pe câțiva dintre liderii acestei grupări infracționale, care a reușit în timp să ne transforme țara în groapa de gunoi a Europei. Gendarmeria, deschideți! Cu noaptea în cap, procurorii de ICOT împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității au descins la 44 de adrese, toate în strânsă legătură cu mafia gunoaielor. De ce au venit polițiștii la dumneavoastră? Ce făceați cu deșeurile? Le-a distrugeați? Printre cei săltați astăzi de anchetatori se numără și patronul unei firme din Arad, implicat în aceleași operațiuni ilegale. Acesta se presupune că făcea parte dintr-o rețea de persoane care introduceau deșeuri aduse din Italia și din Germania, deșeuri care la vamă erau trecute ca fiind din România. Ce făceați cu deșeurile? Le valorificați? Le distrugeați? În mod ilegal? Ați făcut mulți bani? Ați adus multe din străinătate? Nu le păsa nici de sănătatea populației, nici de mediul înconjurător. Pentru ei, gunoaiele reprezentau aur pur și o afacere de milioane. Aceștia ar fi profitat și de faptul că în România prețul de procesare și reciclare a deșeurilor, 80 de lei per tonă, este unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană, urmărind astfel să obțină în mod facil câștiguri financiare importante. După perchezițiile făcute la adresele de domiciliu ale administratorilor firmelor care se ocupau cu aducerea în țară a deșeurilor, distrugerea sau valorificarea lor, oamenii legii au descins și la mai multe sedii ale companiilor de unde au ridicat documente. În total, surse din anchetă spun că în România s-au adus în 2 ani peste 1500 de tone de deșeuri. Oamenii legii au făcut astăzi o surpriză de proporții chiar unuia dintre liderii mafiei gunoaielor. Acesta a fost săltat de pe aeroportul din Oradea exact când se întorcea din concediul petrecut în Antalya. Oamenii legii au monitorizat gruparea încă din 2021 și au fost depistate 57 de astfel de transporturi, însumând peste 1500 de tone de deșeuri. Doamne, de ce v-au luat polițiștii? Nu știu! Membrii grupului infracțional organizat ar fi acționat pentru a ascunde transportul deșeurilor prin atestarea nereală în documentele însoțitoare pentru transporturile de deșeuri a instalației de reciclare, recuperare și a operațiunii de recuperare la care urma să fie supus deșeul. Rând pe rând, cei implicați în dosar au ajuns la audieri la DIICOT Timișoara. Înconjurați de mascați, unii nu vorbesc sau alții se declară nevinovați, cum este și această doamnă care se ocupa de raportările la Garda de Mediu. Nu știu nimic, eu am făcut raportări la mediu. Pentru a reduce riscul de a fi descoperiți de organele de control, transportatorii ar fi acționat numai la finele săptămânii și de regulă noaptea, încercând să profite de oboseala acumulată de cei care efectuează controalele și de faptul că în acele intervale orare funcționarii de mediu lipsesc din punctele de trecere a frontierei. Vorbiți prostii. Aduceați sau nu deșeuri din străinătate? În cursul zilei de astăzi, aproximativ 40 de persoane urmează să fie conduse la sediul DIICOT pentru a fi audiate în acest dosar penal. Românii sunt tot mai îngrijorați de traiul de zi cu zi. Creșterile de prețuri se resimt tot mai puternic și pentru mulți bugetul nu ține deloc pasul cu etichetele de la raft. În lipsa altor variante, unii aleg să cumpere mai puțin sau doar la promoție. Pentru toți acești oameni, guvernul mai vine cu o veste și nu una bună. Produsele tradiționale și așa scumpe vor costa și mai mult de la 1 ianuarie. Caut zilele de promoție, caut unde sunt produse mai ieftine, asta fac ca să mă pot descurca. Creșterile constante de prețuri i-au transformat pe oameni în vânători de promoții. Probabil că cei care sunt sus nu mai ajung cu privirea și la bază. În lipsa unui echilibru financiar, românii văd cum săptămână de săptămână prețurile sunt tot mai mari, în timp ce pensiile și salariile stagnează. De exemplu, înainte îmi plăcea să iau brânză mereu. Și acum nu mai iau că e foarte, adică să iau o brânză bună calitativ. Cam cât costă? Păi aici pe la ăștia 50 de lei, 45 de lei, 40 de lei kilogramul. Au zis acum că o să se ieftinească alimentele de bază. Au fost o lună, orice minune ține 3 zile. Deci în luna august mi se pare că a fost zahărul puțin mai ieftin. Potrivit unui sondaj, cei mai mulți români se tem că prețurile vor crește mult peste posibilitățile lor, iar abia pe următoarele locuri se află nivelul de trai, criza economică, sănătatea sau educația.
Temerile oamenilor se concretizează la rafturi, acolo unde prețurile întrec orice așteptări, iar în lipsa banilor, unii ajung să rămână doar cu privitul. Spre exemplu, lactatele mi se par scumpe, lactatele sunt scumpe și produsele agroalimentare, adică a ajuns undeva 12 lei kilogram de roșii, care e exorbitant. S-a ieftinit uleiul cu câțiva bănuți și au crescut toate celelalte de poate de 10 ori. Mai rapt, la pensia următoare sau de la o pensie la alta m-am promut, ca să ne ajungem cu banii. Economiștii atrag atenția că tot mai mulți oameni sunt în situația în care nu își permit să cumpere nici măcar strictul necesar. Creșterile de prețuri au erodat pas cu pas puterea de cumpărare a oamenilor. Spuneam în primăvară că românii vor ajunge să meargă la hipermarket ca la muzeu, să admire produsele și să nu și le permită. Din păcate, am ajuns la acel moment, iar perspectivele nu arată deloc bine. Mulți români s-au întors la margarină, la parizel și la cartof, mâncarea săracului, la fel ca în anii 90. În tot acest context, guvernul vine cu taxe noi. Vom plăti mai mult pentru produsele tradiționale. Noile măsuri ale guvernului majorează TVA-ul de la 5% la 9% pentru produsele clasificate drept tradiționale sau bio. Aici se încadrează mai multe tipuri de pâine, conserve, brânzeturi sau dulcețuri. Să scumpesc dintotdeauna, adică nu știu, să scumpesc în general, asta bio și mai mult. Măsurile guvernului ar urma să intre în vigoare din ianuarie. În timp ce unele alimente au ajuns să fie ținute sub cheie în magazine, delicatesele de lux se găsesc peste tot, dar nu se mai cumpără. Clienții, altădată fidele, așteaptă să se ieftinească pentru a și le permite. Alimentele de lux pe care românii le cumpărau când voiau să-și răsfețe musafirii sau la ocazii speciale au ajuns să fie privite precum bibelourile din vitrine. Clienții vin doar să-și clătească ochii și pleacă acasă cu mâna goală. Mă uit întâi să văd. Dar vă uitați? Nu. Mai puțin de specialități, că după cum vedeți suntem la venituri care trebuie să le gestionăm bine. Am pus în coș mai multe specialități, printre care brânză maturată cu trufe, salam de mistreț, pate de căprioară, cârnați de căprioară, un alt salam cruduscat, ouă de prepeliță și un gem cu mere și pepene galben fără zahăr. Pentru toate acestea ar trebui să scoatem din buzunar aproximativ 250 de lei. Luxul e căutat doar când este la ofertă. Nu prea cumpărăm de lux. Deci? Se scumpe. De sărbători, când avem musafiri, de zile de naștere, când sunt lucrurile așa mai speciale. La polul opus există băcănii cu produse gourmet, adresate clienților cu buzunare pline. Bonul mediu ajunge la 1000 de lei, iar cele mai vândute sunt caviarul, foie gras și șampania. Importăm multe produse în mod exclusiv și atunci sunt produse sau gastronomice, ingrediente culinare sau vinuri pe care nu prea le găsești în altă parte. Partea de măcelărie se caută destul de mult. Am avut pe cineva care a venit și a luat toată vita Wagyu. Un kilogram de carne de vită Wagyu costă 2400 de lei aici. Brânzeturile de specialitate depășesc 350 de lei kilogramul. 65 de grame de terină de foie gras se vând cu 44 de lei. Caviarul pornește de la 800 de lei și poate ajunge și la 2000 de lei. Cât despre produsele de bază. Un salam bio, care e undeva la 33 de lei, ouă de la un producător francez foarte, foarte bun, undeva la 25 de lei, o supă de pește care poate fi consumată ca atare sau poate fi pusă ca bază pentru paella, de exemplu, asta e undeva la 60 de lei, untul, iarăși de la același producător francez foarte bun, care variază de la simplu 25 de lei până pe la 40 de lei. O terină care merge foarte bine cu pâine prăjită și ceva murături, cam pe la 40 de lei. Dacă tragem linie, coșul alimentelor fine ajunge la 480 de lei. Cât despre vinuri, se găsesc sortimente pentru toate buzunarele, dar și sticle care ajung la 34.000 de lei, dacă vorbim despre un vin de colecție. Viața de student se trăiește complet doar la cămin. O spun toți tinerii de la facultate, care se consideră norocoși dacă prind un loc într-o cameră la stat. De cealaltă parte, studenții cazați în căminele particulare spun că merită să plătească și prețuri de două ori mai mari. Viața de cămin este ce caută tinerii în anii studenției, însă locurile sunt limitate și resursele la fel. Ștefan, de pildă, a fost printre norocoșii care au prins un loc la stat. La stat din privința banilor, în primul rând, pentru că este mai ieftin decât cele de la privat. Camera de cămin în Găzăvești B este de 200 de lei și celelalte cămine este de 280 de lei. Camera a primit-o cu dotările de bază, paturi, noptiere, dulap și o chiuvetă. Baia însă o găsește pe palier. Biblioteca pe care o am, ea a fost primele chestii pe care le-am pus în,
în cameră. Bianca este primul an la facultate și a vrut să-și scutească părinții de taxe în plus. În căminul în care stau eu, suma este undeva la 300 de lei, cam așa. 300 de lei pe lună. Este mobilată, sunt doar două paturi, o chiuvetă, sunt în căminul respectiv, nu sunt băi în camere. Și ceva dulapuri, cam atât. În timp ce unii tineri se uită după prețuri, alții vor ceva mai mult. Așa aleg campusurile private care le oferă și utilitățile în banii lunari. Sumele pot fi de cele mai multe ori duble față de stat. Camerele de la căminul privat vin și cu frigider și cu microunde, nu trebuie să le aducem noi. Utilitățile sunt toate incluse în preț, ceea ce este foarte bine, atât pentru mine cât și pentru părinții mei, că nu-și mai fac griji. Rareș stă într-o cameră dublă. Pentru asta, părinții lui scot din buzunar lunar între 1000 și 1200 de lei. Aici este locul preferat al studentului, avem biroul. Sumele pot crește. Andra, care stă singură în cameră de 5 ani, plătește mai mult. Stau într-o cameră single. Asta mi-a plăcut foarte mult și am costuri lunare cam de 400 de euro. Dacă aș fi ales să stau într-o gazdă sau la o chirie, utilitățile ar fi trecut mult prea mult peste costurile lunare. Prețurile diferă în funcție de facilitățile camerei și numărul de persoane. Tarifele încep de la 160 de euro per persoană per lună pentru locul în cameră triplă și avem disponibilitate pentru camere în regim triplă, dublă sau single, prețurile diferențiindu-se în funcție de numărul de persoane din cameră. Camerele arată similar unora de hotel, fiecare cameră are baie proprie, mobilier complet, frigider, cuptor cu microunde. Studenții au acces la bucătării complet utilate, săl de lectură, spălătorie, restaurant, avem magazin alimentar în campus. Dacă tarifele pentru o cameră într-un cămin al statului se încadrează între 150 și 350 de lei, privatul ridică prețul în funcție de facilități. Sumele depășesc lejer 500 de lei și pot ajunge chiar până la 2000 de lei lunar. Trendurile din străinătate sunt implementate și la noi și vorbim despre restaurante și cafenele, care devin populare atunci când aduc ceva inedit. Într-un local din București, clienții pot savura sortimente unice de cafea aduse din America de Sud și pot admira în același timp o expoziție de artă. Cât despre mâncare, preparatele sunt spectaculoase. Cafea exclusivistă, vinuri de colecție și o expoziție de artă plină de culoare. Toate sunt îmbinate într-un singur local din centrul capitalei. Ideea a fost a lui Adrian, un tânăr de 26 de ani pasionat de călătorie, care a vrut să aducă un concept din Londra și la noi. Proiectul a luat naștere în urma unei călătorii la Londra, unde am descoperit un hub gastronomic, ca să spun așa, în care eu am văzut un potențial de dezvoltare foarte mare și pe piața din România. Locația este structurată ca și un lobby de hotel în care se regăsesc mai multe experiențe culinare, cât și artistice. Să începem cu mâncarea. Preparate fine dining pentru toate gusturile. Avem un piept de pui, vine cu un cartof copt și cu un jus de găină. Continuăm cu niște ouă turcești, care sunt niște ouă poșate cu un iaurt mai gras puțin. Avem aici un sandwich specific italienesc cu o focaccia făcută în casă de noi zi de zi. Iar lista bunătăților poate continua. Însă ce e cu adevărat inedit? Expoziția de artă din centrul localului. Tablourile pot fi și cumpărate, iar prețurile pornesc de la câteva sute de euro și ating 1500 de euro. Locul artei, mai ales al artei contemporane, nu mai este doar în galerii de foarte mult timp. Se face, arta a ieșit din galerie, a ieșit din muzee, vine în viața reală, de zi cu zi. Sunt cazuri de clienți care vin la o cafea, la un brunch, la un cină și se îndrăgostesc de o lucrare și întreabă și pleacă cu ea acasă. Cât despre partea de cafene, aici se regăsesc și 5 sortimente scumpe, mai puțin întâlnite la noi în țară. Boabele sunt cunoscute pentru aroma inedită. Avem din Indonezia copiluac, avem Yemen, avem Panama Geisha, iar este un varietal foarte bun de cafea și o altă cafea foarte interesantă din Hawaii. O ceașcă de cafea pe bază de espresso poate fi la 35 de lei, 70 de lei espresso dublu. O cafea obișnuită pleacă de la 10 lei un espresso, 14 lei un cappuccino. În România se deschid anual sute de localuri noi, iar accentul antreprenorilor este pe cafenele de specialitate. Studiile recente făcute de Hospitality Culture Institute arată că industria la noi se ridică la 600 de milioane de euro, o treime din această sumă fiind generată în București.
Românii își petrec o zi de concediu din an la cozi la ghișee. Este concluzia la care au ajuns chiar reprezentanții Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Realitatea arată că românii nu se bazează pe tehnologie, pentru că puțini sunt cei care își fac totuși programări online. Și de multe ori, platformele se blochează, iar timpii de așteptare ajung și la 2 săptămâni. Păi nimeni nu spune nimic, fie la dracu să fie, că mă apucă spumele și dracii și vine și aia asta. Bă, dracu, de treabă! De o lună jumătate aștept fie la dracu de permis și nimeni nu spune nimic, dar nu se poate așa ceva. Bărbatul a simțit că îi fuge pământul de sub picioare în fața ghișeelor de la permise. I-a expirat documentul și de câteva săptămâni e plimbat de la o instituție la alta, de nu mai știe pe ce drumuri să o apuce. Păi cum dracu să mă liniștesc, că de o lună jumate vin de 3 ore, am venit și nimeni nu spune. Mă lua și la mișto. S-a blocat. Unde? Spuneți-mi unde s-a blocat, să mă duc dracului să-l deblochez. După 20 de ani trăiți în Italia, bărbatul ne mărturisește că îi se pare ireal câte piedici poate să-i pună birocrația aici. Bătaie de joc. S-a blocat actele. Nu știm unde sunt. Mergeți la ghișeu, 15, mergeți la dracu să vă mănânce. Dom'le, chiar așa, dar nu e stabere nimeni să-mi spună unde este permisul meu de conducere. Am făcut prostia de a mă întoarce înapoi în România. Veniți înapoi în România, că România este bine. Al dracu de Românie. 7 din 10 români își petrec o zi din concediul anual la cozi, la ghișeele statului. Am luat o zi de concediu pentru că nu se rezolvă aici. În 2 ore, învoiește-mă șefule că vin în 2 ore. Aici te înarmezi cu răbdare și cu speranța că vei reuși într-o zi. Că mulți vin aici și spune mai trebuie o ștampilă, nu știu, de la Circa Financiară. Iar 8 din acești 10 oameni nu reușesc să-și rezolve problema pe care o au din prima. Sunt datele Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, confirmate și de acest bărbat care se chinuie să-și înmatriculeze o mașină. Se zice că se așteaptă iar vreo 10 zile până zi talonul și numerele. Adică e un pic de greu așa, dar dacă asta e legea, ne supunem și plecăm de acasă cu speranță și cu o cruce că vom rezolva într-o zi. M-am găsit un loc mai aproape, deci găseam tocmai până octombrie. Ori eu trebuie să-mi rezolv problema mai repede pentru că nu pot să mă învăț în fiecare lună de la servici ca să... Platformele online le-ar putea ușura munca oamenilor. În realitate însă, în țara cu cea mai mare viteză la internet, instituțiile sunt repetente la digitalizare. Numărul de solicitări formulate la ghișeu este în continuare mult mai ridicat față de celor solicitărilor formulate online. Mergem mai departe la Direcția de Taxe și Impozite, unde nemulțumirile se țin lanț. Dosarul cu șină e sfânt și aici. Acel sistem cretin și învechit, au modernizat o clădire, să poartă frumos, e adevărat, dar mă întreb de 2000 de ori din moment ce eu sunt înregistrat fiscal de 10 de ani aici, mă întreb iar cât am buletinul și o tâmpenie. Aveți o mașină? Da. Să aveți buletinul, face mașină, ăștia sunt formulare, vă dau bon la inspector. Am mai fost și ieri și n-am avut actele de vânzare-cumpărare, care ele există aici. Și trebuie să merg să mai vin încă o zi astăzi. Ca să scape oamenii de acest chin, autoritățile vor să implementeze conceptul One App, o aplicație online în care cetățenii să poată utiliza o singură platformă, indiferent de instituția de care au nevoie. Momentan însă, aceasta este doar o propunere. Rămâne de văzut dacă în final se va și materializa. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă aștept săptămâna viitoare, sâmbătă, de la ora 18, cu știri. O seară frumoasă vă doresc și o săptămână bună să începeți. Toate bune! Bună seara, bine v-am găsit! Astăzi vremea s-a răcit ușor în jumătatea nordică a țării, iar local am avut parte și de câteva ploi trecătoare. Maximele nu au depășit temperatura de 25 de grade în mare parte din țară, iar în regiunile sudice s-au atins 27-30 de grade. La noaptea cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe litoral. Temperaturile minime vor fi de la 4-7 grade în depresiunile Carpaților Orientali până la 13-16 grade pe litoral. Se va semna la ceață în depresiunile și văile
zile din nordul și centrul țării. Mâine vremea se răcește ușor, însă tot vom avea parte de temperaturi destul de calde pentru data din calendar. În majoritatea regiunilor va fi soare și vreme frumoasă. Se vor înregistra temperaturi între 18 și 24 de grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia vremea se menține plăcută, iar cerul va fi variabil. Mercurul din termometre urcă până la 23 de grade în Piteș și 25 în Călăraș. În Transilvania cerul va fi variabil, mai mult noros, cu temperaturi ce se mențin încă plăcute. Valorile termice urcă până la 20 de grade în Cluj și 21 în Alba Iulia. Moldova vremea se menține caldă, iar cerul va fi variabil. Vor fi 23 de grade în Galați și 20 în Piatra Neamț. În vestul țării avem atmosferă însorită cu temperaturi ridicate. Vor fi 22 de grade în Arad și Oradea. În Oltenia cerul va fi variabil, mai mult noros, iar temperaturile se mențin ridicate. Mercurul din termometre urcă până la 24 de grade în Craiova și tot atât în Slatina. În Dobrogea cerul va fi mai mult noros, însă temperaturile se mențin încă ridicate pentru această perioadă. Vor fi 23 de grade în Constanța și tot atât în Tulcea. În capitală, vremea astăzi a fost mai caldă decât normalul perioadei. Cerul a fost variabil, mai mult senin, iar vântul a suflat moderat cu ușoare intensificări. Temperatura maximă a atins valoarea de 30 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine, în București, vremea se mai răcește puțin. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu ușoare intensificări. Temperatura maximă va atinge 25 de grade. Și la munte, vremea va fi în continuare mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat ziua cu ușoare intensificări pe creste. Pe voi și în depresiuni va fi ceață. Vor fi 16 grade în Semenic, iar în Păltiniș 13. La malul Mării Negre, vremea va fi caldă pentru data din calendar. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 23 de grade, iar cele minime între 18 și 19 grade. Temperatura apei mării va fi de 21-22 de grade. O seară minunată în continuare!